Binecuvântat să fie Domnul din veșnicie în veșnicie. Și fie ca printre cei ce vom avea harul să-L binecuvântăm pentru veșnicia ce urmează, să fim și noi. Amin. Vă salut și cu ceea ce saluta Ioan în epistola care s-a citit în această seară. Versetul 3, harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Amin. Dragii mei, privind la epistola aceasta și în parte și la următoarea, ambele acoperă doar o pagină și două versete și jumătate, aș vrea să răspundem la o întrebare. Cum pot să devină copiii noștri copiii Domnului? Noi, ca părinți, spunea Domnul Iisus Hristos că în raport cu Dumnezeu, în poziția de tată, suntem răi. Așa că este indicat copiii noștri să devină și copiii Lui, că El e cel prea bun. Apoi, copiii noștri de la părinți, în cel mai bun caz, pot să moștenească avere, casa, cum spune Solomon în Proverbe 19 cu 14. Dar de la Dumnezeu este scris, spunea Fiul cel mai mare, că se va spune, veniți binecuvântații Tatălui, moșteniți ceva mult mai de valoare, împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Noi ca părinți așadar suntem foarte limitați în capacități, în ceea ce putem să oferim, dar Dumnezeu este desăvârșit. În dragoste, în autoritate, în proprietate, în toate. Numele Lui să fie slăvit. Amin. Vă spun ca unul care am rămas singur, scumpa mea soție, cum știți, a plecat, mă aștept și eu să plec și când pleci ca părinte, știi ce îți dorești? În grija cui lași copiii. Și a adus, dragă de ea, cu ani în urmă, nevasta mea, o frază frumoasă, bogată, pe care am pus-o în dormitor acolo și ne uitam la ea și pronunț mereu aceste cuvinte care se constituie într-o rugăciune. Dumnezeule Tată, aducem copiii noștri la Tine, condu-le pașii pe cărări sfinte, luminează în zilele întunecate, sprijinește-i pe tot parcursul vieții lor și du-i în siguranță în împărăția cerurilor. Nu știu cine a gândit rugăciunea asta, dar e tare bogată și scumpă. Și mi-o doresc și cred că vă doriți și dumneavoastră ca părinți. Amin? Dacă este așa, hai să privim în textul biblic și să vedem cine învață Scriptura, repet întrebarea, cum pot copiii noștri să devină copiii Domnului? Textul este scris de Ioan, așa cum este de înțeles, și-a adresat unei alese Doamne, hai să admitem că asta poate să fie și biserica, și familia, sau orice altă instituție care are în vedere copiii. Deci adresa este către această Doamnă și către copiii ei, dar accentul cade pe copii, pe care îi iubesc în adevăr. În epistola următoare scrie din nou către preiubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr, și spune de asemenea în versetul 4, eu n-am mai mare bucurie decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Că într-un fel am putea spune, copiii sunt în primul rând ai părinților, dar potrivit psalmului 78 sunt și a bunicilor. Scrie acolo că nu vom ascunde copiii copiilor lor, nu? Zilele astea, părinții mei care încă trăiesc amândoi, li s-a născut primul stră-stră-nepot, 5 generații la rând. Dar copiii sunt și ai adunării, nu? Copiii din familia cutare, copiii de la Muntele Sionului. Așadar, fie că această adresă se cuprindă pe toți copiii, și noi, ca părinți, să nu ne gândim strict numai la copiii noștri. Ar fi suficient să fie un cadru didactic pasionat.
Recent citeam despre un profesor din Statele Unite că muncește câteva ore noaptea la un supermarket ca să câștige niște bani în plus și să ajute elevii care nu pot să frecventeze școala pentru că părinților sunt foarte săraci. Și în adunare, de altfel, spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 5, că toți ar trebui să privim pe surorile în vârstă ca pe mamele noastre, poate unele nu mai au urmași, dar sunt mamele adunării, și copiii, de asemenea, în egală măsură, ar putea fi numiți copiii adunării. Asta ca să privim spre toți, cu drag, și dacă nu putem face altceva, măcar să dorim, nu? Cum scrie la Psalmul 122, din pricina fraților, dar nu numai frați, ci prieteni, și prietenilor mei, era vorba acolo de Ierusalim, doresc pacea în sânul tău. Acum, dragii mei, pe de o parte, noi ca părinți ne-am dorit aceste lucruri, dar ele nu se nasc numai din dorința noastră. Noi le dorim, le urăm și încercăm să facem ceva ce ține de noi, pentru că știm că Dumnezeu agrează așa ceva, pentru că proiectul pleacă de la El, cum deja am amintit versetele din Matei 25, că moștenirea, împărăției, e pregătită la întemeierea lumii. Noi nu eram atunci, nu? Spune la Efeseni, la capitolul 1, versetul 3, o benedicție a apostolului: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, și iată poziția noastră, în locurile cerești în Hristos. Și apoi spune ceva de un moment anterior protopărinților noștri, Adam și Eva. El, Dumnezeu, ne-a ales înainte de întemeierea lumii. La ce se referă apostolul aici? Spune în versetul 9, mai apoi, cum știm în Revelația biblică, a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși. Și întorc o pagină, citesc din capitolul 3, versetul 11, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Vă să zic că noi putem să avem aceste aspirații, că există o bază legală, un plan al lui Dumnezeu, ținut secret. Ce plan? Despre care scrie aici în versetele anterioare că și îngerii sunt interesați să vadă cum se derulează. Și de îndată ce mai apare câte un fiu în familia asta cerească, se bucură și ei. Spune, ăsta e de al nostru pentru vecii vecilor. Nu l-am cunoscut până acum, nu? Ne învață Biblia, vă citesc din Romani, din capitolul 8, de la versetul 28, citesc și 29 pe acolo. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, deci există un proiect, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, și lui Dumnezeu toate sunt cunoscute din veșnicie, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie, și iată planul făcut în Domnul Iisus, să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Pe primul dintre cei din familia cerească îl știm, se numește Iisus Hristos, Domnul slăvit să fie în veci. Următorii până în capăt, Ioan a zis că nu poate să-i numere, dar ne dorim să fie între ei și copiii noștri. Am fost odată plecat în zona Bistriței și îmi spune un frate, ce zile trecute m-a întrebat o soră de dumneatale câți copii ai? Și zice, eu am întrebat-o, dar de ce întreb soră? Zice, m-am visat că se pregăteau oamenii, să aranjau așa frumos ca într-o formație ordonată pe când vine Domnul. Și a auzit o voce, doi dintre copiii lui Iosif Anca să treacă pe primul rând. Doamne, îți mulțumit și pe al doilea rând și unde ori fi, numai să fie în rânduri, nu? Apoi dacă Dumnezeu ne mai face de cunoscut câte o informație din asta, la El proiectul e complet. Și acest plan în Domnul Iisus Hristos prevedea ca Tatăl să aibă mulți fii, între care dorim să fie toți copiii noștri. Dar proiectul prevedea că pentru a fi copiii noștri membrii definitivi, etern în această familie a Tatălui, trebuie asemănător cu primul băiat, cu Domnul Iisus. Și în felul acesta, cum promite Îngerului Bisericii din Laodicea, vom ședea cu El pe tron. Nu neapărat tronul trebuie să ne încânte, să spunem ca și Petru, Doamne, cu ce ne aflăm, ci bucuria aceea de a fi cu Tatăl pentru vecii vecilor.
Că viața veșnică este aceasta, să-L cunoaștem pe El și pe Fiul Său și să avem părtășie cu Divinitatea Sfântă, mărit să fie Domnul. Asta am spus ca să ne introducem în acest cadru legal, cosmic, veșnic al planului lui Dumnezeu. De altfel, cred că vă interesează lucrurile care sunt eterne, da? Mai cu seamă de când a plecat scumpa mea, că așa am numit-o și până a trăit. Atâta mă pasionează cele eterne. Lumea asta, cel puțin pentru mine, a devenit cam incoloră. Oricum, e foarte trecătoare. E un vis, la urmă urmei. Asta spune Biblia, doar spun eu. Ce rămâne dintr-un vis dimineață? O vagă amintire. Dar ce urmează? Veșnicia contează, așa? Prețuim lucrurile eterne. Cineva spunea, ca să îți dai seama cât te fi de frumoasă veșnicia, fă un calcul cu regula de trei simplă. Dacă la o viață fie și de 1000 de ani cât a fost mai de mult, așa frumusețe a pregătit Domnul pe pământ, la o veșnicie care este de un infinit de ori mai mare, cât va fi de mare frumusețea pregătită de Domnul? Ce ne așteaptă? Doamne, ajută-ne să privim lucrurile care nu se pot privi. Cum spune Pavel 2 Corinteni 4:18, noi nu ne uităm la cele care se văd. Dar de ce? Că să nu ne se... E prea fugitivă imagine. Și ne uităm la cele care nu se văd. Cele care se văd sunt trecătoare, cele care nu se văd sunt eterne. Nu înțelegem noi pe deplin ce înseamnă etern. Întreba odată un nepoțel și da, dar cât e eternitatea asta, cât e de lungă? Păi până la Cristitul socotim, măi băieți, nu știu, s-a dus el, s-a slobozit așa. M-a întrebat un băiat bine învățat când s-a dus pe clasa întâi, că l-a întrebat învățătoarea, măi, știi să nu merg până la 100? Și el așa, cu pieptul sus, de astea mă întreb, întreabă-mă de la 1000000 în sus. Dar când e de veșnicie, e mult de la 1000000 mai încolo și mai în sus. Vreau să vă arăt din textul nostru că ni se prezintă două lucruri eterne. Dacă vrem eternitatea, trebuie să ne gândim la astea eterne. Alții se gândesc doar la cele de pe pământ. Spune Pavel, nu merită să spui încrederea în ele. Filipeni capitolul 3, Coloseni capitolul 3 de asemenea. Ascultați. Spune în versetul 2, pentru adevărul acesta care rămâne cu noi, în noi și care va fi cu noi în veac. Spune proverbul un popor că minciunea are picioare scurte. Adevărul este etern. Apoi încă ceva care nu piere și la care face referire frecvent apostolul în aceste două epistole. În salutul dat, Ioan încheia așa, deci har, îndurare și pace de la Tatăl, de la Fiul, dar ascultați, în adevăr, care e etern, și în dragoste, care spunea Pavel, nu va pieri niciodată. Aceste două componente dezvăluite în Scripturi sunt eterne. Cunoștința va avea sfârșit, darurile cu limbi și cu profeție sunt în parte și au un capăt. Dar adevărul, adică lucrurile care nu sunt schimbătoare, nu sunt valabile numai pentru o vreme. Și această natură binecuvântată, dragostea, nu au limită. Tocmai de aceea va fi frumos în veșnicie, că acolo totul este adevăr. Observați acum de când cu virusul și cu vaccinul câte teorii pe care se crede. Toate sunt relative. Vine să-i crezi pe unii, vin alții și spun altfel, oare ăștia mint, ceilalți nu mint. Dar se vor statua niște adevăruri și în parte noi le avem în ceea ce este scris, care va fi adevăr pentru vecii vecilor. Crezi acest adevăr? Te reprezintă? Sau ce crezi? Ar putea să-ți dai seama că nu e adevăr, este eroare.
Dacă vrem copiii noștri să devină copiii Domnului, ăsta e primul punct. Atunci să le prezentăm adevărul. Vă citesc ce spune Biblia aici, versetul 9. Oricine ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. Spunea Domnul Iisus Hristos, cuvânt cunoscut de noi, Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 14, le-am dat cuvântul tău. Versetul 8, le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Apoi spune atât de frumos în versetul 17, cuvântul tău este adevărul. Trăim, socotim noi vremea sfârșitului. Ascultați-mă ce vă citesc din a doua Tesaloniceni, capitolul 2. Pune Scriptura, versetul 3, că nu va veni Domnul înainte de a veni lepădarea de credință. Așa, la o primă privire, ar părea că asta ar însemna să devenim atei sau total lumești, să spunem că nu mai credem. Textul nu se referă la așa ceva. Chiar dacă unii vor fi așa. Pune textul în continuare, versetul 10. Diavolul va veni cu toate amăgirile jurii pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, atenție, pentru că n-au primit dragostea adevărului, de adevăr vorbim, ca să fie mântuiți din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, marea înșelătorie pentru copiii noștri, din familie și din adunare, nu-i să ajungă doar în lume și atei. E ceva mult mai grav. Să aibă impresia că ei dețin un adevăr, că ceea ce crede este de adevăr, dar nu este adevăr și este o înșelătorie. Asta e mult mai grav. Și spunea Domnul că vor spune unii în ziua aceea, Doamne, noi am avut realizări. Truda diavolului este să ne inducă în eroare cu o minciună cu titlul de adevăr. De aceea fie cercetarea Domnului peste noi și copiii noștri. M-a sunat, de fapt mi-a scris întâi un e-mail o tânără, vreau o lămurire din Biblie și pentru că am vrut să îi spun ceva mai detalat, am zis să mă sune. Mi-a spus, frate, m-am dus în lume, în adolescență. Am devenit ateist. Și cum te-ai întors înapoi? Am ajuns într-o criză. N-am mai văzut sens la viață. Era deșteaptă fata, îi fugea mintea. Lumea asta, dacă e să recunoască ceea ce percep cu adevărat, este că n-a orizont. Se gândesc la vaccin care salvează, la o altă planetă unde ne-am putea refugia în caz că noi ne infectăm cu totul. Când am ajuns într-o criză, am apelat la Dumnezeu și Dumnezeu, care este bun, mi s-a descoperit. Și spune, dar știți care a fost frumusețea mai mare? Într-o zi mă rugam singur în casă și m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Păi din ziua aceea, așa de frumos pricep Scriptura, așa înțeleg predicile și așa mă călăuzește Domnul și de atunci erau 3 ani. M-am bucurat de copilul ăsta, acum avea 20 ceva de ani. Și ca drept dovadă că era ceva autentic în viața ei, a zis, și mă am o dorință. Vreau să fac și eu ceva pentru ceilalți, pentru tinerii, pentru generația mea, care nu știu acest adevăr, care nu-L cunosc pe Domnul. Domnul să se descoperă și celor de aici. Dar rețineți, scrie în roman că Dumnezeu se descoperă uneori și la cei ce nu întreabă. Dar în primul rând se descoperă la cei ce întreabă. Știți care sunt primii favoriți? Cei care au părinți credincioși. Sunt iubiți din pricina părinților lor. Și au avantajul să fie învățați, spune Pavel la Timotei, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi și știi adevărul. S-a întâmplat cu ani în urmă la Arad, o fată credincioasă, a fost întrebată de colega ei de clasă, cum ești tu în felul acesta, de ce te porți așa?
Și a spus, eu cunosc Scripturile, eu sunt credincioasă. Mă las să vin și eu cu tine la adunare? Păi hai, dar era o vreme de stăruință. Și-o spun la frate, uite, este colega mea nepocăită, vrea să vin la stăruință. Și-mi povestea chiar slujitorul care a fost acolo. A zis, dragă, nu se poate, trebuie să te familiarizezi întâi cu lucrurile sfinte. Tu nu știi despre ce e vorba. Dar s-a pus pe treabă colega ei, zi de zi, și după câteva zile, a zis, dar vreau să intru și eu la stăruință. Și a intrat la stăruință și Domnul a împovătățat-o cu Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt e și Duhul adevărului, care poate să lumineze mintea noastră și a copiilor noștri. E Duhul Tatălui și Duhul Fiului deopotrivă. Când am văzut mama e schimbarea, a zis, vreau să vin și eu. Gata, aceeași procedură, n-au lăsat-o frații dintr-o dată, dar a insistat și a zis, că vreți voi, că nu vreți, pe mine Domnul tot mă botează. Măi, soră dumneata, ești încă ortodoxă. Și spunea frații, așa am și numit-o, sora ortodoxă, multă vreme. Da, botezat e Domnul cu Duhul Sfânt, imediat s-a botezat, credincioasă. De aceea scrie Ioanie, n-am mai mare bucurie decât să aflu că și copiii tăi, Doamnă, soră, frate, adunare, au ajuns să cunoască adevărul. Adevărul acesta care rămâne cu noi în viață. Dacă ar fi să aruncăm așa o privire în lumea asta, de exemplu, să ne gândim la, așa să o luăm de la soare răsare, religiile astea asiatice, vieții hinduși au sute de milioane de zeități. Știți, religiile astea cum cred că omul moare, se reîncarnează și poate, s-a tot chinuit după nu știu câte, se tot dă peste cap și iar o ia de la capăt, că poate ajunge undeva într-o accedere în budeitate, cum spune ei, în divinitate, câtă eroare. Acum ăștia las mai occidental, mai deștept, de când cu intervențiile în genetica moleculară și inteligența artificială, cred că o să îmbunătățească omul, să ne mai dea ceva memorie lângă memorie, să ne performeze și poate cu ceva tehnică vom ajunge să trăim mai mult, să devenim mai ceva. Dar care din astea două teorii e mai oarbă? Dragii mei, unii caută adevărul, cum zice înțeleptul, că îl caută la capătul pământului, dacă nu este înțelept. Nou însă Dumnezeu ne l-a descoperit. Stimați părinți, transmiteți acest adevăr copiilor dumneavoastră. Luați Scriptura, cuvântul tău, Doamne, este adevărul. Citiți-le, povestiți-le. Am auzit pe unul dintre băieții noștri predicând, abia am apucat să învăț să citesc, să văd așa frumos scrie în Biblie, cum ne povestea mama. Ea avea așa un dar frumos să le povestească și mie îmi plăcea uneori să o ascult. Numai că suntem mai buni predicatori, mai puțin predicatori, cum a întrebat cineva pe unul, era păstor și tata și încă slujitor, vă doi, trei dintre ei, și a zis, băi, dar la voi, care e mai bun predicator la voi acasă? Și lasă acasă? Mama! Cum mama? Ei, când am fost noi mici, tata nu predica acasă, tata predica la adunare. Dar uite mama ce-o scos din noi. Pentru că și-a făcut timp pentru asta, stimate surori. Știți că în lumea asta există o încadrare în profesia de bază și potrivit codului muncii se mai pot presta activități, ore suplimentare și la alte instituții, dar funcția ta e cea la instituția de bază, nu? La dumneavoastră acasă, care vă este profesia cea mai de bază? Ce vă ia mai mult timp? Ce faceți cu mai multă pasiune? Bucătărie? Menaj? Pedagogie? Acum cu școala online? Cum v-ar place să fiți numite? Potrivit cu funcția cea mai importantă, aceea de a fi mamă. Iată ce ar trebui și tații și mai mult. Că de când cu globalizarea și întreg sistemul acesta păcătos, citeam ce strategie, cum zice Pavel, că noi nu suntem în necunoștință de planurile diavolului, atunci și noi acum. Poate ați auzit de școala de la Frankfurt, a fost o ideologie marxistă care a avut ca scop să se lupte împotriva lui Dumnezeu. Și nu au exportat ei cel mai mult comunismul în Europa de răsărit și înspre Asia, înspre universitățile din Occident și apoi din America, cu preponderență. Și iată care sunt roadele acum. E mai comunism în America decât în Rusia.
Ei au avut ca scop declarat în perioada interbelică să distrugă autoritatea tatălui în familie. Și au promovat revoluția feministă. După al doilea război mondial, scopul, pasul numărul 2, pentru că și mulți bărbați murise în război, și pe fondul legalității în drepturi între bărbați și femei s-a promovat ruperea mamei de copii. Să fie scoasă din casă, încorporată în producție, de la directoare până la măturătoare, și apoi de când cu revoluția sexuală și cu toată agenda LGBTistă, să fie distrusă orice moralitate în familie, orice formă de autoritate. De ce? Cu scopul lor declarat ca acești copii ai noștri să nu devină copiii Domnului. Și noi ne luptăm din plin împotriva acestui curent, pentru că vrem copiii noștri să devină copiii Domnului. Iată învățătura cea veche, e vorba lui Ioan din citatul nostru, care e de la început, o reiterăm cu drag, că e un adevăr etern, scrie la Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, că vrea să-ți înfieze copiii, să rămână și ai tăi în același timp, cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Și știți cum se dovedește că un tată are poruncile în inima lui? Spunea Domnul, din prisosul inimii, vorbește gură. Dacă asta e mai mult, atunci va fi valabil ce scrie în Proverbe 1:8, învățătura tatălui și de sfaturile mamei. Să le întipărești în mintea copiilor tăi. Știți, acum, din nebul mediu, de când a apărut tiparul, s-a cotit că a intrat în perioada modernă, asta a fost o mare invenție. Dar cred că cea mai mare realizare a tiparului nu e aia lui Gutenberg, ci să se tipărească adevărul etern în mintea copiilor noștri. Pentru adevărurile astea care contează, care nu sunt perimabile, pe care nu le diluează vremea, acum când în postmodernism se vrea spune că fiecare e cu adevărul lui, sau că este un adevăr pentru o anumită epocă, pentru o anumită cultură, nu! Noi propagăm adevăruri eterne, sfințenia lui Dumnezeu, dreptatea lui, neprihănirea lui, puterea lui, tot ceea ce are Dumnezeu în însușirile sale, slăvit să fie în veci. Să le întipărești. Cum? Hai, dacă s-ar găsi o tiparniță din asta, nu? I-am așezat și cu fruntea în jos, cu fruntea în sus, le-am și turnat, le-am băgat undeva vreun stic, un spațiu mai mare, un CD-ul, știu ce informații. Dar e ceva accesibil oricui. Spune Scriptura aici, să le vorbești de ele. Căci Dumnezeu ne-a binecuvântat cu grai. Vorbim de lucrurile acestea. M-a sunat un frate, un prieten de la București, a fost operat la corzile vocale, avea un polip. Două săptămâni n-a voie să vorbească și s-a tot gândit el, măi, câte am spus eu, măi, cât într-o zi. Dar mi-a plăcut el că și-a făcut un calcul nu numai câte a spus și câte n-a spus. Câte puteam eu să spun despre Dumnezeu, da, dacă niciodată nu o să mai pot să vorbesc copiilor mei și soției mele. Păi operația a reușit și a dat voie câteva zile să rostească 50 de cuvinte pe zi. Ai, ce mi le-am ales! Și că dacă nu s-a atent, după aia pierd. Și cât am suferit, și cât am tăcut, măi, asta nu las pe mai târziu, că poate am nevoie să vorbesc ceva mai important. E așa de scurtă viața și copiii zboară. Și acum societatea vrea să ne extragă cât de repede. Așa că trebuie să ne grăbim să tipărim, să vorbim. Când vei fi acasă? Așa e că oamenii sunt mai puțin pe acasă. Dar culmea este că și când sunt acasă, unii sunt plecați de acasă. Sunt online. Lumea virtuală, turbată lumea asta. Mai durează mult ca la avion, până cu îmbarcarea și debarcarea, că până trece creierul de la live la virtual, e ceva trudă. Așa trebuie să te scuturi bine de cap. După ce iară până vin apoi, până să te așezi, obosit, frământat. Mi-amintesc că spunea, nu numai o mămică, mai multe la consiliere, și când vine soțul acasă, m-aș bucura dacă m-ar ajuta la bucătărie.
Dar cel mai mult m-aș bucura să-l văd că se ocupă de copiii. Una din dorințele unei femei adevărate este ca soțul să fie și tată la copii. Și de asemenea se spune că cel mai mare cadou care poți să-l faci nevestei copiilor tăi este să iubești pe mama lor, să ai grijă de ea. Că asta va fi un mare avantaj. Și spuneau acele surori, dar soțul intră pe telefon, intră pe computer, ci că în probleme cu firma, că să caute ceva. Am observat că aparatura asta, tehnologia vremii noastre, tare, tare obosește mintea. Și nu mai ai nici timp, nici capacitate, nici pasiune să-ți faci timp pentru copiii tăi și să le transmiți adevăruri eterne. Că vor fi bombardați de afară cu informații greșite, spunea o bunică, spunea cu multă durere, mi-a dus copilul cu Nora, o fetiță, 6-7 ani, locuiesc undeva în altă parte, și am întrebat, hai spuneți la bunii un verset, spuneți un vers de poezie, hai să cântăm o cântare. Nimic. 6 ani, dintre cei mai importanți, să se scurgă fără să fie, le fie transmise adevărurile eterne, adevărul acesta care rămâne cu noi în veac, Scriptura asta atât de bogată și de minunată. Spune psalmistul la 119, vă citesc, de la versetul 97, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, că și totdeauna le-am cu mine, este mai învățat decât învățătorii mei, că și mă gândesc la învățăturile tale, am mai multă pricepere decât bătrânii, că își păzesc poruncile tale. Insist, dacă vreți, să mă luați așa, dar nu știu cum se face că ceva ce ar fi, repet, la îndemâna oricui și de o valoare inestimabilă nu se face. Să facă mama, mama e cu treabă, copiii de la sine, fac și ei ce fac. Joi seara la noi la biserică o fetiță, tot fie de grupa mijlocie, că se vedea încă la voce că era tare micuță, eu n-am văzut-o, chiar nu stăteam acolo să o văd, a spus din memorie 2 Timotei, capitolele 1 și 2. M-am gândit că se oprește când termină capitolul 1 și nu m-am auzit-o capitolul 2. Mai departe, a spus un băiețel la noi la adunare psalmul 119 din memorie. Știu adolescenți care cunosc Evanghelii pe de rost, epistolele pe de rost. O frumusețe! Întâi vine textul doar ca informație, la nivel de memorie, de reținere. Dar cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Și naște crez, naște încredere în Dumnezeu și siguranță eternă. Copiii noștri nu mai bâșbăie. S-a observat acum de când cu COVID-ul și cu toate astea, câtă neîncredere există. Cum spunea o soră proroc, într-o noapte a visat cu doi uriași, unul a spus, eu duhul de frică, la altul era mai solid, de teroare. Și au zis, Arman, am vis, a, voi sunteți ăștia care umblați coronavirusul. Și spune, numai mi-a dat unul lovitură aici în șol de m-am trezit de durere. Și se observă, asta spun statisticile, că a intrat panica în oameni. Și s-a observat că a trecut și în rândurile unora dintre ai noștri. De ce? Pentru că nu suntem suficient de cimentați în adevăr. Adevărurile acestea, și iertați-mă dacă aduc chiar în discuție ceva despre soția mea, dar n-am cum. Mi-a fost dragă și mi-este și mi-este tot mai dor după ea. Dar cum vă spuneam că de când a plecat lumea cealaltă, parcă e mai aproape de mine decât asta. Că asta fuge așa.
din imagine. Cealaltă îi zice Petru 1, Petru 1 cu 4, o moștenire neîntinată, nestricăcioasă și care nu se poate vesteji, păstrată în cerul pentru noi. Da. Spunea cu atâta siguranță, a sunat unul dintre băieți și o înregistrat-o și noi numim aia ultima epistolă. Și le-a dat de grijă cum să se comporte și cu atâta siguranță și spunea: eu știu că clipa plecării mele este aproape, mă duc la Domnul Iisus, mi-a fost atât de drag, mi-a dat întâlnire cu Iosif, la poarta lui Iosif, veniți și voi. Pune Scriptura în Evrei 11, cei ce vorbesc în felul acesta, versetul 14, arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii, adică ei sunt siguri de ceea ce spun. Noi nu ne îndoim și nădejdea aceasta nu înșală, căci credința este o încredere neclintită în lucrurile îndăjduite care nu se văd, dar sunt sprijinite de un Dumnezeu în care avem o ancoră, care pătrunde, scrie Evrei 6, dincolo de perdeaua dinăuntru, adevăruri eterne. Ce adevăruri? În primul rând, spune Scriptura, de deplină cunoștință adevărului, adevărul fundamental al Scripturii este că Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat pentru noi. N-a înviat pentru el, scrie Roman 4, că a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți, auzi. Mie îmi place imaginea asta, așa am impresia că Domnul Iisus a intrat în mormânt cu noi în brațe. Acum, ori se scula cu noi în brațe, ori rămânea acolo. Singur nu se mai putea scula când ne-a luat în brațe. A deschis brațele pe cruce. Dar a învins moartea și s-a ridicat cu noi în brațe. Și spune Scriptura, vă citesc, îmi place sintagma asta enorm de mult, vă citesc din Roman, din capitolul 5, am mai întâlnit oameni care se îndoiesc. De ce să ne îndoim? E adevărul ăsta care nu se schimbă. Roman, capitolul 5, versetul 9. Hai de la 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dar, deci, cu atât mai mult, asta e sintagma, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți, suntem aduși până în faza asta și noi credem acest adevăr că suntem socotiți neprihăniți și tot ce am păcătuit noi, nu mai există nicio evidență nicăieri în lumea aceasta. Dumnezeu, cum spune în Mica, a aruncat păcatele noastre în adâncul mării, slăvit să fie numele Său. Scrie în altă parte că le va călca în picioare, în altă parte scrie că nu-și mai aduce aminte de ele. Vom fi mântuiți direct de mânia lui Dumnezeu, căci dacă atunci, observați, când eram vrăjmași, deci când eram în lume, Dumnezeu ne-a dus până aici și am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum. Adică acum siguranța e cu atât mai mare, că cine ne-a dus până aici, ne duce până în Sfânta Lui Împărăție. Pe noi și pe copiii noștri. Numai să-i familiarizăm cu acest adevăr și ca urmare, în versetul 11, ne și bucurăm și să dea Domnul această bucurie a mântuirii în inima tuturora. Sunt și alte adevăruri, nu voi insista eu în lista adevărului această seară, pe lângă adevărul mântuirii care cuprinde revenirea Domnului și veșnicia și toate celelalte lucruri minunate pe care Domnul le-a promis. Sunt alte adevăruri, că Domnul va fi cu noi, că va veghea asupra noastră, că ne va purta de grijă, că se va implica în căsătoria copiilor noștri, în nevoile noastre, chiar dacă întâmpinăm anumite probleme, ispite, boli, necazuri, Domnul va fi cu noi. A spus-o El și noi îl credem. Genesa 15 cu 6, i-a zis Dumnezeu lui Avram, uite la stele, așa va fi sămânța ta. Și el nu s-a uitat la trupul lui, nici la Sara, care era și ea bătrână, dar la ce s-a uitat? La gura lui Dumnezeu care a vorbit, la sunetele care le-a auzit, că ce spune Dumnezeu, cum spune în profeți, adevărul iese din gura mea, binecuvântată să fie gura Domnului. Binecuvântat să fie Domnul când ne-a descoperit adevărurile sale. Să le transmitem copiilor noștri până când suntem încredințați că le-au învățat. Obișnuiam cu copiii, obișnuim acum să ne strângem cu toții, sâmbătă, după masa, avem o părtășie, servim și masa împreună, cântăm împreună, ne rugăm împreună, citim din Biblie împreună. Și ce făceam atunci, facem acum cu toți. Citim un capitol, fiecare spune câte o idee.
Ieri mă uitam la copii unul la altul, ce idei frumoase au scos nepoții. Păi, cum m-a întrebat cineva odată, a zis, cum îți faci predicile? Și eu am spus ceva fără, nu că neapărat așa fac, dar aș putea să fac. Zic, citesc un text, pun pe fiecare dintre cei șapte băieți, fata și nevastă să spună câte o idee și o fac schiță. Adevărul este că foarte multe lucruri le pricep copiii în felul acesta. Și-au amintit dintre ei, dar cu asta nu spun că m-am ocupat suficient de ei, că am avut deficiențe. Zici, tata, știi, zici, eu mai țin și acum caietul de conspecte. Unde te dai câte un capitol, câteva versete, să conspectăm. Foarte frumos. Pentru că altfel, repet, întotdeauna au fost povești și informații false și comuniștii cum ne turmentau cu dialectica lor și cu materialismul istoric și științific. Nu era nici istoric, nici științific, dar așa era titlul. Dar acum, repet, de când cu tehnologia asta, am văzut recent undeva un copilaș sub 2 ani, nu puteam că să vorbească, numai mamă, tată, ceva de genul ăsta, și îi puseseră acolo pe un telefon, așa, un iPhone de mărime normală, ceva desene animate. Și știți cum se mai întâmplă? Că era o întrerupere pentru un videoclip. L-a deranjat și întrerupea 15 secunde și a zis, aaa! Îi dea drum mai departe, că vrea să vadă continuare. Măi, copilul ăsta o să crească agitat, cu deficiențe de... Câte și câte se întâmplă cu ADHD și așa mai departe. Dar ce frumusețe să vezi copiii. Să vezi apoi cum ei vorbesc celorlalți. Cum vor ști toți, cum suntem siguri. Ce va fi, ce se va întâmpla. Noi numai ne uităm și scrie în Biblie în Daniel 10 cu 21, i-a spus un înger lui Daniel că este undeva în cer o carte, știți cum e numit acolo? Cartea adevărului. Eu cred că în cartea aia e scris tot ce se va întâmpla. Dar noi nu avem decât spicuiri. Și scrie acolo, trece la capitolul 11, versetul 2, spune ce se va întâmpla, vor fi încă trei împărați în Persia și enumeră. Și spune, gata, atât că numai un extras am avut de acolo. Dar cartea toată, cum scrie în Daniel, cum scrie în Apocalipsa, prevede tot ce se va întâmpla. Îți zice la un moment dat lui Daniel și zice, vedenia cu serile și cu diminețile adevărată. Pentru că totul e prevăzut. Ce adevăruri sigure în ce privește crezul, în ce privește evoluția lucrurilor, toate acestea se vor derula după stăpânul cerului, după adevărurile sale eterne. Vă doresc să puteți crede adevărul, să vă fie călăuză pentru drum, pentru dumneavoastră și copiii dumneavoastră și fie ca minciuna să nu ne poată trece pragul. Să nu credem ce spun alții, să nu ne înfricăm, să nu ne temem, să nu fim induși în eroare și să primim, cum v-am citit din 1 Tesaloniceni 2, credința adevărului. Doamne, ajută! Amin!